Comănescu, consilier pe probleme externe al președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României. Dânsul, sigur că este consilier pe probleme externe după un mandat de ministru de extern al României în guvernul Dacian Cioloș și în guvernul Tăriceanu. Din lunga sa carieră de diplomat, amintim perioada de 10 ani, începând din anul 1998, de reprezentare diplomatică a României la Uniunea Europeană în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar, șeful misiunii României pe lângă NATO și UE, ambasador extraordinar și plenipotențiar, șeful misiunii României pe lângă Uniunea Europeană între 2001-2007 și ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană. Sper să fiți mai sintetic decât am reușit eu, domnul Lazar Comănescu. Sunteți invitați să ne transmiteți gândurile dumneavoastră cu privire la provocările ce țin de internaționalizarea capitalului autohton și creșterea exporturilor. Cum vedeți reformarea din temelii a diplomației economice? Vă rog. În primul rând, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă spun sincer că sunt onorat să fiu particip la această dezbatere, cu atât mai mult cu cât e vorba de o temă de mare actualitate și, aș adăuga, un moment foarte bine ales pentru o dezbatere. Când spun foarte bine ales, am în minte două lucruri, două aspecte. Primul este, așa cum s-a spus deja în intervențiile anterioare, România are de data aceasta o șansă să traverseze 4 ani fără alegeri. Prima dată sau după mult, o lungă perioadă. Și de ce spun că e important? Pentru că sper ca de data aceasta politicienii, guvernanții să se aplece exclusiv pe luarea unor măsuri cu bătaie lungă, atât în timp cât și în spațiu, astfel încât să se asigure o competitivitate sporită, substanțial sporită a economiei românești. Pentru că în fond și la urma urmei, de acestea depinde foarte multe lucruri. Și acum, sigur, ascultându-i pe cei doi stimați domni miniștri, cred că există motive de optimism cu nuanța că este extrem de important ca ce s-a spus să se pună și în operă. Și într-un timp rezonabil în care să se simtă la nivelul operatorilor economici. Și sigur, al doilea motiv, îți spuneam că e foarte bine ales, este cel legat de acest, să spunem așa, ciclu financiar de 7 ani de zile în care România trebuie să valorifice cu maximă responsabilitate și eficiență cele peste 80 de miliarde de euro. Acum, revenind referitor la tema despre care eu am fost invitat să vorbesc, diplomația economică, aș spune, dați-mi voie să spun în primul rând un lucru care cred eu că corespunde pe deplin corespunzător cu realitatea în sine. Titulesciana, dați-mi o politică internă bună și vă voi da una externă pe măsură, eu cred că este cel mai relevant să o folosim exact în cazul economiei. E o chestiune care, și dacă ne uităm puțin la experiențele altor țări, când ne comparăm mai ales în materie de competitivitate, vom vedea că tocmai acele țări în care politica de dezvoltare și creștere economică a fost și este axată, centrată pe competitivitate, este garanția valorificării eficiente a avantajelor noastre competitive. De aici trebuie avantaje, dar care la rândul lor trebuie văzute în dinamică. În dinamica pe care o presupune evoluția de catare economică, trendurile în materie și așa mai departe. Pentru că toate astea se reflectă în structura economiei, în structura schimburilor economice și, evident, în structura balanței comerciale.
Desigur că astea toate depind și de instrumentarul și de cadrul legislativ instituțional în care lucrurile acestea sunt gestionate. Unde ne aflăm noi în momentul de față? O scurtă trecere de vistă și mă limitez doar la două repere temporale, 2015-2021. În 2015, da, deficitul nostru comercial era de un pic peste 8 miliarde de euro. În 2020, sfârșitul de 2020, este de peste 18,3 miliarde de euro. Asta cred că oricui îi poate spune ceva în legătură cu starea, cu existența cu adevărat unor probleme de structură, respectiv de competitivitatea economiei românești. O primă chestiune. N-am să elaborez asupra acestui lucru. Dar în al doilea rând, și ține mai mult de tema despre care spuneam că am fost invitat să vorbesc, trebuie să vedem în ce mod politica de dezvoltare și promovarea relațiilor economice externe, cadrul instituțional de gestionare a acestora, inclusiv promovarea și reprezentarea externă, altfel spus, în urmă, diplomația economică, au impactat sau impactează și cum impactează asupra stării economiei românești. Câteva gânduri în această privință. Nu înainte însă de a spune că, de a repeta un lucru pe care eu l-am mai spus de-a lungul carierei mele diplomatice, pe care doamna profesoară a fost atât de amabilă să o prezinte aproape în excesul și exhaustiv, îi mulțumesc pentru asta. Ce vreau să spun este că am repetat și o reiau și astăzi. Simt că e nevoia, mai ales uitându-mă la ce s-a făcut, din cât mi-am permis de-a lungul timpului să sugerez. Ce vreau să zic este că este de apărat nevoie ca în aceste cadrul favorabil despre care vorbeam, ciclu non-electoral, ciclu financiar lung, trebuie să acțiunea ca atare la nivel național trebuie să transforme într-un program de avergură vizând creșterea competitivității economiei românești. Și aici, de ce? Este New Generation Europe, este Green Deal-ul, este orientarea spre digital, cadrul financiar multianual și așa mai departe. Acum, revenind la diplomație, cum spuneam, reiau ceea ce am mai spus. Diplomația trebuie să... dimensiunea economică a diplomației românești trebuie, după părerea mea, să devină axul, în practic, în jurul căruia să se învârtă întreg efortul diplomatic al României. Și mai mult, aș spune că performanța în materie de promovare a schimburilor economice externe a României ar trebui să devină criteriul de bază în evaluarea calității și performanței serviciului diplomatic român. Pentru acestea este însă nevoie de câteva lucruri. 1. O autentică politică la nivel național de încurajare a exporturilor și investițiilor în domeniile generatoare de competitivitate externă sporită. De ce nu? De exemplu, întocmirea unei hărți amendabilă permanent, mă rog, actualizabilă permanent, a teritoriului național și oportunităților până la nivelul cel local cel mai scăzut, în materie de potențial de schimburi economice externe, dar și, e foarte important, și asta derivă din dialogul pe care îl am în actuala poziție cu Camerele de Comerț, și a problemelor și obstacolelor cu care se confruntă firmele și companiile în privința aceasta. Asta este o primă chestiune pe care... Și vreau să spun că la Camera de Comerț și Industrie s-a inițiat un proces. Noi am cerut deja camerelor județene să le facă o evaluare la firul ierbii, sub toate aceste aspecte despre care vă vorbeam. A doua chestie, și cred că o asemenea hartă e actualizabilă, cum spuneam, permanent, și punerea ei la dispoziție către diplomații români ar fi foarte utilă și ar ajuta foarte mult în direcționarea eforturilor în materie. A doua chestiune, încurajarea și susținerea mai puternică a participării capitalului românesc la investiții în exterior. Și aici
Simt nevoia să o spun, eu am mai spus-o și cu alte prilejuri, dar simt nevoia și s-a făcut referire deja într-un fel și astăzi, un activism, da, sau, nu știu, un activism și un business friendly mai puternic din partea Exim Bank, care este principala instituție, al cărui obiectiv a fost, da, de înființare, a fost acela tocmai de a promova prezența produselor românești, capitalului românesc pe piața externă. Când spun că mai business friendly și mai proactiv, am în vedere genul de credite și condițiile de credite acordate, garanțiile bancare acordate, comisioane și așa mai departe. Eu cred că este locul unde se poate îmbunătăți mult. Domnule, de asemenea, eșafodajului, două minute mai am, maximum trei. O eșafodajul instituțional în materie de schimburi externe. Și aici o spun foarte blant, orientându-mă și după ce fac alte țări. De ce nu? Toată stima pentru cum s-a organizat până acum tot ce înseamnă gestionarea guvernamentală a relațiilor externe economice, dar cred că putem să urmăm și noi exemplul unor țări care se dovedesc performante în materie de relații externe, Franța, Austria, Ungaria. De ce nu punerea departamentului relațiilor economice externe în cadrul Ministerului Afacerilor Externe? De ce spun acest lucru? Pentru că, până la urmă, este vorba de politică externă a României. Și, în al doilea rând, vedem, sigur, toată stima pentru Ministerul Economiei, dar de-a lungul timpului am văzut cum s-a modificat, s-a metamorfozat și a tot schimbat și așa mai departe, inclusiv instabilitate personală și a resurse de departamentul respectiv. Punctul 1. Punctul 2. Nu doar Ministerul Economiei are responsabilități în materie de schimburi economice externe. Domnul ministru Oroș, prezența domniei sale arată foarte clar acest lucru, ca să nu vorbim și alte ministere, energie, mediu și așa mai departe. Da, și aici două lucruri trebuie să fie clare. Sigur că mutarea sau includerea departamentului respectiv problematici și relațiilor externe în Ministerul de Externe presupune, într-adevăr, orientarea spre chestiunile cu adevărat macro, de guidance, și punctul 1, punctul 2, dotarea cu resurse, inclusiv financiare și de personal adecvate a respectivului serviciu. Asta, aici ne putem inspira și Camera de Comerț gândește la anumite scheme în acest sens, inspirate, repede, nu vreau să inventăm noi acum roata. Există experiențe foarte bune în Franța, în Germania, în Austria, în Ungaria și așa mai departe. Și ultimele aspecte. Cred că trebuie să devină și la noi o regulă. Ca, apropo de promovare, o regulă ca ori de câte ori o vizită bilaterală la nivel de șef de stat, șef de guvern sau ministru de externe sau ministri cu responsabilități economice, în mod obligatoriu ei trebuie să fie însoțiți acolo când se duc de reprezentanța ai comunității de afaceri. Și acești reprezentanți, știu, din istoria de post-90, au fost discuții că de ce să fie invitații operatorii economici, că pe ce criterii și așa mai departe. Nu e treaba guvernanților să facă acest lucru. Există instituții, cum este Camera de Comerț, care reprezintă o comunitate antreprenorială. E responsabilitatea lor și sper să-și o asume, a face ca asemenea vizite, la asemenea vizite să poată să se ducă antreprenori cu adevărat capabili să performeze în exterior. Al doilea lucru. Și repet, Camera de Comerț are capacitatea de a face acest lucru. Al doilea aspect. Cred că ar fi util și acum o spun din experiența mea de ambasador în Germania. Știm, la reuniunile anuale ale diplomației române vin ambasadorii, cred că o foarte importantă parte a acelei reuniuni trebuie să fie dedicată întâlnirilor directe între ambasadori și oamenii de afaceri. Nu doar reprezentanții instituțiilor, al ministerelor care se ocupă de economie. În Germania, vă spun de acolo, știu, deci în marginea acestei reuniuni se face o zi și jumătate și pe clustere, pe regiuni geografice, pe și așa mai departe, cum se cheamă, B2B, cum s-ar zice, sigur, de o parte ambasadorii și de o parte, și același lucru este valabil și pentru reuniunile anuale ale consiliilor economici. Mai mult, aș merge și pe chestiuni regionale. Și chiar este ultima chestiune pe care vreau să o mai spun,
Atenție la zonele în afara Uniunii Europene, unde vedem că se duce tot mai mult motorul creșterii economice globale. Este G20, dar nu numai, vedem alte zone, este extrem de important acest lucru. Și tot legat de acest lucru, este foarte mare importanță dată reprezentanții la Uniunea Europeană în contextul revizuirii politicii comerciale a Uniunii Europene. Acolo se decide politica comercială, că e comună a Uniunii Europene, cu reverberațiile de rigoare, inclusiv asupra reformării Organizației Mondiale a Comerțului. Mulțumesc foarte mult!